Comisia care organizează zilele municipiului Pașcan, ce vor avea loc în acest an în perioada 7-9 iulie, a selectat firma care se va ocupa de sărbătoarea orașului, în ședința care a avut loc miercuri 24 mai. În urma licitației au fost depuse 3 oferte, iar cea aleasă de comisie este a unei firme din Bacău, care a organizat și anul trecut acest eveniment. Potrivit ofertei, artiștii care vor face spectacol în municipiu vor fi Andreea Haisan, Olivia Adams, fetele din Botoșani, Direcția 5, Alexandru Brădățean, Holograf și Cargo. Andreea Haisan, Olivia Adams. În prima zi, în a doua zi, fetele la Botoșan, direcția 5-a. Da. 5-a specială. Și... Păi a zis direcția 5-a, nu direcția 5. Direcția 5, da. Și în a treia zi, Alexandru Brădățan, Holograf și Cargo. Valoarea ofertei depășește suma pe care municipalitatea o alocă pentru artiști și scenă. Firma din Bacău a cerut suma de 457.000 de lei, iar administrația locală oferă 416.000 de lei cu TVA. În aceste condiții, membrii comisiei au precizat că ofertantul va fi chemat la negocieri și că ar urma să se renunțe la anumite prestații pentru a se încadra în suma disponibilă. Deci rămâne a doua ofertă, pentru că prima ofertă, după cum vedeți, îți trecute doar nominal, fără asta. Fiecare în parte, ce, cât costă fiecare. Nu are și nimic. Nu avem nici... Oferta artiștilor, la prima ofertă, am prețul per total. Deci nu-i pe fiecare, nu-i ceva care să zică. Nu, dar de asta zic că mi se pare, adică asta încearcă să-ți explici că e mai complex pus ăsta. Îți dă și minutile și aia și aia. Dar nu-i vorba de cerințe expresă în cărți de sarcini, poți să le nu, nu, nu. Nu, 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 dar și vreau să completez că noi aveam și direcția 5 și... Da, aveam mai multe ori acolo... financiare... Unde sunt numele grele, aici noi n-avem fiecare zi. Bun. Putem să votăm acum, să aprobi o negociere cu ofertantul numărul 2. Bun, deci până acum, din ce ați auzit, din ce am vorbit, care ofertă vi se pare mai bună? Clar, prima sau a doua? A doua. A doua. Bun. Și la a doua, care vi se pare? Prima variantă sau a doua variantă? Eu zic să prima chemăm variantă pe domnul Lupancu și deci să discutăm cu dumnealui și să facem din două oferte una singură. Vă întreb acum, sunteți de acord? Da. Da. Cine este pentru să ridici mâna? Eu mă abțin. Ok. Că n-am văzut. Cum? Să le pot vedea. La mătura Mirela. Eu nu văd. Așa. Putem contacta persoana care ne oferă mai mult și putem negocia. Care cum car ne oferă mai mult? Care mai oferă mai mult ca artiști și ca artiști. Convine, da. Scuzați, trebuie mai bun. Acția e evențul ăsta și varianta prima variantă. Ori prima, ori a doua și atunci din astea trebuie de văzut la cine renunțăm, că noi trebuie să avem în valoarea asta și artiștii locali, prestații artiștilor locali. Cât o să artiști local, doamna director? Din suma bugetată, mă refer, nu din asta, din suma bugetată, dar eu vorbesc de 450.000, da? TVA inclus. Cu TVA inclus. Am spus că facem o selecție din tot programul ăsta, dacă mai reducem cheltuieli, trebuie schimbat. Mirela, deci tu ai scos la licitații, referat suma fără TVA. Mai în glumă, mai în serios, viceprimarul Cristian Rățoi, președintele comisiei, a precizat că ar trebui un sondaj de opinie printre pășcăneni privind necesitatea focului de artificii. Dacă nu va mai fi organizat, ar urma să fie salvată o sumă importantă de bani. Uite, eu chiar aș propune să facem un sondaj și să vedem... Câți locuitori din Pașcani ar fi de acord cu focul de artificii? Doamna vrea foc de artificii. Da, cum să nu?
puțin, dar să fie. Flăcărica. Cât e puțin să fie. Am fost prins de la început, acum ar trebui să fie scoate. Da, deci dai din 400, din 450.000, dai jos 30.000 foc, mai dai de testamente locale care... Bun, haideți că găsim... 60 ceva de mii erau. Ascultați-mă, leacă, stați încet că o să găsim, vedem, negociăm cu omul când vine aici, mai scădem una, mai scădem alta, vedem. Următoarea ședință va avea loc marți 30 mai de la ora 14, la care va fi chemat și reprezentantul firmei din Bacău, a cărei ofertă a fost agreată de comisie. Legislativul local este convocat în ședință ordinară pe 30 mai de la ora 13. Pe ordinea de zi sunt 8 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul municipiului, precum și raportul de activitate al Societății Locale de Salubritate. Sunt propuse spre dezbatere și aprobare contul de execuție bugetară pentru anul 2022, modificarea și completarea bugetului municipiului, majorarea salariilor personalului de la Clubul Sportiv CSM Pașcani, precum și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În aceeași ședință vor fi discutate un plan urbanistic zonal pentru construirea unui complex de locuințe pe o suprafață de 2500 de metri pătrați, un protocol cu dedeman pentru amenajarea unui sens giratoriu, precum și planul de mobilitate urbană. Este posibil ca ordinea de zi să fie suplimentată pentru ca noul consilier local, Leonard Ursu de la PSD, să depună jurământul. Mandatul său a fost validat de judecătoria Pașcani în cursul zilei de 24 mai și urmează să fie comunicat administrației locale. Probleme cu mașinile parcate pe drumurile publice din orașul Târgu Frumos. În ședința de Consiliu de miercuri 24 mai, primarul Ionel Vatamanu a tras atenția că pe unele străzi din localitate mașinile sunt parcate pe marginea drumului și că astfel îngreunează circulația rutieră și vor împiedica accesul unui utilaj pentru curățenia stradală ce urmează să ajungă în oraș. Rugămintea este... până să ne gândim cum și ce putem face cu mașinile parcate lângă bordură. Nu putem să rămânem, nu putem să aspirăm de aceste drumuri. Este hotărâri cu privire la mașinile astea, nu? Să nu tragă lângă bordură sau? Nu, deci, da. Deja lucrăm și cu cei de la... drumurile naționale. S-au făcut parcări pe trotuare, datorită faptului că ne-au permis acele trotuare late. Eu o să vorbesc și cu Poliția Națională, cu cei de la circulație la Poliția Națională. Oricum trebuie să eliberăm de la spital și până la profi, trebuie să eliberăm și inclusiv de la ANAF până la spital, să nu se mai parcheze. Altfel nu putem. E cu sit la piață, că până la urmă și acolo este. Și unde ducem mașini? Poftim? Unde le ducem? Ok, eliberăm. Zonele precizate de edil sunt strada Cuzavodă din centrul orașului, dar și anumite străduțe din cartiere. Consilierii locali au precizat că este necesară intervenția polițiștilor locali în aceste situații. În ceea ce privește drumul principal, să fie notificați șoferii că în anumite zile se va face curățenie pe stradă și va fi interzisă parcarea, iar în cartiere conducătorii auto să fie convinși să parcheze mașinile în propriile curți. Ce facem noi în cartiere unde... au șezlonguri, au nu știu ce în curte și mașina o ține la poartă. De ce nu o bag în curte? Păi nu plătești pentru ea că o ține afară. Poftim? Nu plătești pentru ea că o ține afară. Locul public. Păi? O taxă anuală de loc public. Da, frumos că vin mașinile, e frumos, chestiunea este trebuie să... V-ați înseamnă că aveți în spate un parc mare, domnul Floare. Dar am întrebat, plătim pentru treaba asta dacă stă afară?
Păi și atunci noi dacă putem renunțăm la asta, asta păduiesc, dar de ce nu veniți cu o propunere? Dar nu-mi doresc, am zis. Deci trebuie să... De ce nu veniți cu o propunere și spune, domne, strada asta va fi măturată, nu se parchează azi, între ori cu tare, între ori... Exact, fixăm zile. Trebuie fixate ore. Fixăm zile când se păi, anumite străzi, da, exact. Un grafic. Păi un grafic, dar de ce aștept? Astea sunt inițiativele. Păi dar parcă, dacă avem inițiativ să iau dacă, sau... Dacă ne consultați, putem veni, dar noi nici nu știam când vine mașina. Drept dovadă, drept dovadă, de ce am deschis subiectul? Păi și nu discutăm. Tot în aceeași ședință a fost majorată și norma de hrană pentru polițiștii locali din oraș de la 32 de lei la 48 de lei. Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită cu mare bucurie în comuna Tătăruș, miercuri 31 mai de la ora 11:30 la baza sportivă din localitate. Sunt așteptați să vină peste 500 de preșcolari și elevi din toate satele componente pentru a petrece împreună de ziua lor. Administrația locală le va crea o atmosferă din basme cu personajele preferate care se vor distra alături de ei. Și pentru că orice copil iubește ciocolata și tot felul de bunătăți de acest fel, ei vor primi și pachete cu dulciuri. Pentru ziua de 1 iunie avem o surpriză plăcută, zic eu, și deosebită și specială pentru copiii din comuna Tătăruș. Îi invităm pe toți cei peste 500 de copii din școlile din Tătăruș la baza sportivă pentru a petrece o zi de neuitat. Și acolo, la fel, avem organizate activități recreative, pe lângă cele sportive care vi le-am enumerat mai devreme. Am invitat o echipă de personaje din poveste și din desenele animate, care vor face o paradă. De asemenea, vor fi jocuri interactive cu multe surprize, vor fi dansuri tematice, vor fi baloane modelabile, fotografii și multe alte surprize pentru toți copiii din comuna Tătăruș. De asemenea, nu putem să uităm, copiii îndrăgesc dulciurile și am pregătit pentru fiecare copil pachetele cu dulciuri, spunem noi, dintre cele mai bune, cât sunt ele de bune, ca să-i desfătăm și să-i răsfățăm pe copiii din Tătăruș. Îi așteptăm cu mare drag, așteptăm și noi acest eveniment cu multă nerăbdare, pentru că din totdeauna ne dorim ca acești copii să crească fericiți, educați, pentru că ei sunt viitorul nostru. Și pentru că tot a venit sezonul cald, iar vara va începe oficial în câteva zile, la baza sportivă din comună s-a deschis și programul de activități pentru această perioadă și până în toamnă. Primarul comunei Costel Iosub a precizat că toți copiii vor putea practica diferite sporturi în locația respectivă, iar astfel vacanța de vară se anunță interesantă și cu multă aventură. Mai mult, în programul de activități este partener și Centrul Cultural Alexandru Vasiliu, unde copiii și tinerii din comună vor putea viziona filme. Noi ne-am lansat un program de divertisment cu activități recreative, atât la baza sportivă, cât și la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș. De marți până vineri, începând cu ora 17:30 după amiază și duminică ora 11:00, avem activități de vizionare de film la Centrul Cultural, la baza sportivă, activități sportive, fotbal, atletism, săritură la groapa cu nisip, tenis de masă, basket, badminton, ciclist și surpriza și mare atracție de la baza sportivă este topoganul Dino. De precizat este faptul că tot în această vară ar urma să aibă loc și festivalurile cu tradiție în comună. Dacă îți dorești o carieră militară, acum este momentul să începi demersurile în acest sens. Centrul Militar Zonal Iași a dat startul înscrierilor pentru posturile de soldat sau gradat profesionist în activitate.
Etapele sunt următoarele. Înscrierea candidaților are loc în perioada 2 mai-16 iunie. Selecția candidaților în centrele de selecție și orientare 22 mai-23 iunie. Efectuarea examinării medicale în cadrul unităților sanitare militare 6 iunie-30 iunie. Termen final de întocmire a dosarelor de candidat 21 iulie. Criteriile specifice de recrutare sunt: se primesc candidați cu vârste între 18 ani împliniți la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului de instruire, să fie absolvenți cel puțin al învățământului general obligatoriu. Candidații care doresc să candideze pentru arma auto și sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma Geniu trebuie să posede permis de conducere auto categoriile B și C. Înscrierile se fac cu actul de identitate doar la sediul Centrului Militar Zonal Iași, dacă aparțineți cu domiciliul de județul Iași, și numai după o programare făcută în prealabil la unul dintre numerele 0332414892 sau 0232264491. Care sunt motivele pentru alegerea unei cariere militare prin ochii unui locotenent? Câteva motive pentru care arma ta ar trebui să treacă pe locul 1 în topul dorințelor voastre ca job. În primul rând vorbim de stabilitate. Armata îți oferă un loc sigur de muncă. Știi sigur că nimeni nu te dă afară odată ce ai intrat în sistem, decât dacă faci ceva foarte grav ca să îți închei cariera înainte de a ajunge la pensie. Și cred că asta ar fi unul dintre cele mai importante lucruri care ar trebui luate în considerare când te gândești la un job. Al doilea lucru este salariul. Salariul este un salariu bun, orice ar spune unii și alții. Salariul din armată este unul care îți satisface cel puțin nevoile de bază. Și asta cred că ne-ar interesa pe toți, să știm că avem ce mânca, să știm că avem unde să stăm și să avem bani pentru a ne întreține pe noi și să putem să ne permitem totuși și câte ceva pentru hobby-urile noastre. La punctul numărul 3 avem diversitate. Ei bine, armata este locul unde găsești orice loc de muncă îți dorești tu. Adică dacă ești pasionat de medicină, poți să devii medic în armată. Dacă ești pasionat de parașutări, care este un sport, să zic, mai extrem, armata îți poate oferi acest loc de muncă și tu poți face lucrul acesta. Să faci parașutări și să fii specialist în așa ceva. Dacă vrei să devii IT-ist, vrei să programezi, ei bine, armata îți oferă toate aceste oportunități și tu poți accede pentru a face ceea ce îți place. Pentru această serie au fost introduse în planul de recrutare 4159 de locuri în 34 de județe din țară și în București, județul Iași fiindu-i repartizate 21 de locuri. Detalii suplimentare legate de etapele care sunt de parcurs se pot obține la sediul biroului Informare Recrutare Iași, situat în municipiul Iași, strada Arhitect George Matei Cantacuzino, numărul 20, la unul din numerele de telefon 0332414892 sau 0232264491. Școala gimnazială specială din municipiul Pașcani organizează la sfârșitul acestei luni un festival al învățământului special din județ. În cadrul proiectului Primăvara în culoare, marți 30 mai, pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu, va avea loc un spectacol artistic realizat de elevii din cadrul școlilor speciale. Primăvara în culoare este un proiect derulat de Școala Gimnazială Specială Pașcani în parteneria cu Inspectoratul Școlar Județean, dar și cu școlile din învățământul special. Un proiect foarte frumos, aprobat în calendarul activităților educative județene. În această etapă s-au derulat fazele la nivelul școlilor, fazele locale, prin care copiii au realizat diverse creații artistice în tematica concursului. Urmează ca în data de 30 mai să finalizăm această activitate extrașcolară cu organizarea unui festival. Este un festival al primăverii care se va adresa
tuturor elevilor din învățământul special. Practic, școlile din învățământul special din județul nostru vor veni și își vor amenaja un stand expozițional cu lucrările premiate la nivel local, urmând ca apoi, pe scena Casei de Cultură, fiecare școală să pregătească un moment artistic. De precizat este faptul că acest festival are loc pentru prima dată în municipiu și are drept scop promovarea frumosului și a copiilor special din județ. Luna iunie va începe cel mai probabil cu o nouă mini-vacanță pentru angajații de la stat. 1 iunie, ziua copilului liberă prin lege, pică într-o zi de joi. Asta înseamnă că fie guvernul va face punte între sărbătoare și weekend, declarând și ziua de vineri, 2 iunie, liberă, fie mulți își vor lua liber din zilele de concediu. Mai mult, duminică și luni, 4 și 5 iunie, vor fi sărbătorite rusaliile, care, la fel ca în anii trecuți, sunt zile libere legale. Așadar, ar urma ca mini-vacanța să alege ziua copilului de Rusalii. Asta înseamnă o perioadă liberă de la muncă, începând cu 1 iunie și până pe 5 iunie inclusiv. În calendarul zilelor libere din an, următoarea este pe 15 august, când e adormirea Maicii Domnului și pică într-o zi de marți. Apoi, tocmai pe 30 noiembrie, când va fi zi liberă de Sfântul Andrei și 1 decembrie de Ziua Națională a României. În continuare, vor fi liberele din cadrul sărbătorilor de iarnă. Catedrala din municipiul Bașcan a ajuns la una dintre cele mai importante lucrări a unui lăcaș de cult, pictura interioară. În prezent, doar o suprafață de circa 10% din pereții bisericii au fost acoperiți cu mozaic, una dintre cele mai durabile tehnici. Pășcănenii au putut vedea pentru prima dată pictura catedralei în noaptea de înviere, când a fost săvârșită prima slujbă în locația respectivă. Am spus-o întotdeauna că atunci când s-a întocmit proiectul unei catedrale la Pașcani, s-a avut în vedere și tradiția locală și tradiția noastră creștină ortodoxă și românească, s-a avut în vedere ca această catedrală să aibă o arhitectură care să împine mai multe stiluri din biserica creștină de pe pământul acesta. Sigur că predomină aici stilul bizantin, stilul ortodox, prin tot ceea ce înseamnă arc în biserica noastră și în tradiția noastră ortodoxă, arcul bizantin. Până acum au fost făcute lucrări de pictură doar în partea din față a bisericii, pe boltaturile lăcașului de cult, ce atinge la interior 50 de metri înălțime. A fost pictată o icoană ce îl reprezintă pe Iisus Hristos Pantocrator, ce binecuvântează lumea. Și am reușit până acum să pictăm în tehnica mozaic, care sigur este o tehnică de pictură foarte bună, să-i spunem așa, este și cea mai costisitoare, dar este și cea mai durabilă. Și mai ales când este realizată și din punct de vedere artistic foarte bine, atunci este o încântare, este o desfătare și pentru ochiul trupului, dar și pentru ochiul sufletului. Și am reușit să pictăm turla catedralei, care este destul de mare pentru că ea se înalță până la 50 de metri înălțime în interior și în cupola turlei este o icoană care este reprezentativă pentru biserica noastră ortodoxă și anume icoana Pantocrator, Mântuitorul binecuvântând din Cerul Sfânt, din împărăția Lui, lumea aceasta, binecuvântându-ne pe noi cei toți, și drepți și păcătoși. Și sigur, anumite icoane din turlă coborând către biserică, așa, la baza turlei de obicei se
pictează liturghia îngerească. Apoi pe bolta Sfântului Altar este icoana Maicii Domnului Platitera, de aproximativ 40 de metri pătrați. Este o reprezentare iconografică întâlnită în cele mai multe biserici, ca mijlocitoare între cer și pământ, tronând la hotarul dintre ierarhia cerească și cea pământească. Am pictat icoana care de obicei se pictează în bolta altarului unei biserici, a Sfântului Altar, și anume Maica Domnului. Sunt mai multe forme de pictură ale Maicii Domnului, iar noi am ales Maica Domnului, se numește Platitera, o icoană reprezentativă de aproximativ 40 de metri pătrați, așa, și ea, Maica Domnului Platitera, o reprezintă pe Maica Domnului cu Sfântul ei veșmânt, așa, acoperind cerul și pământul. De aceea se numește Platitera, adică ea ne acoperă pe noi de tot răul și necazul și mai ales ne acoperă cu rugăciunile ei către Fiul ei și către Dumnezeul nostru, pentru că Maica Domnului pururea în cerurile lui Dumnezeu stă de-a dreapta tronului Fiului ei, tronului de judecată și se roagă pentru noi. Pe centrul peretelui din fața altarului este un geam rotund cu vitralii, cu o cruce romană unde este pictat Iisus Hristos răstignit pe cruce. Iar pe centru avem din arhitectură un geam împărțit în patru, un geam rotund, și sigur împărțirea în patru, din împărțirea în patru a geamului a reieșit o cruce romană, unde noi am gândit să pictăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce. Este o tehnică specială a acestei icoane, este o icoană pictată pe o sticlă fuzionată de Murano, așezată într-un mic cofrag de oțel inoxidabil și așezată pe această cruce. Eu personal sunt foarte atras de această pictură. În partea de mai jos a peretelui este pictată icoana Împărtășirii Apostolilor și alți sfinți. Avem pictată icoana Împărtășirii Apostolilor. Îl avem pe Mântuitorul, împărtășim pe 6 apostoli de-a dreapta crucii, cu Sfântul Trup, cu pâinea pe care El în Joia cea Mare, la cina cea de taină, a binecuvântat-o, a ridicat-o și le-a dat-o Sfinților Apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor și spre dobândirea vieții veșnice. Și a binecuvântat și paharul cu vin, vinul care a devenit sângele lui, sângele vărsat pe cruce pentru iertarea noastră de rău și de păcat, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, pentru legământul împăcării noastre cu Dumnezeu. Din suprafața totală pentru pictură de circa 4.000 de metri pătrați, au fost realizați doar 500 de metri pătrați până în prezent. Este o lucrare costisitoare, dacă luăm în calcul faptul că un metru pătrat de mozaic costă circa 1.400 de euro, potrivit celor spuse de preotul paroh. Doar o treime din pereții bisericii vor fi în mozaic, restul urmând a fi pictați în frescă. Noi până acum am realizat cam 500 de metri pătrați de pictură în mozaic. Biserica în totalitate, dar sunt anumite spații unde, sigur, pictura va fi de altfel de execuție, adică va fi pictură în frescă, pentru că așa ni s-a aprobat proiectul de pictură de la Patriarhie, realizăm cât putem în tehnica mozaic. De fapt, gândul nostru este următorul. Cam o treime va fi pictură mozaic, iar două treimi va fi pictură în frescă, care este tot o pictură frumoasă, tot o pictură valoroasă, așa, și să ajungem noi să le realizăm așa cum le-am gândit, deci suprafața în felul acesta. Totală? Suprafața de totală, sigur, nu, eu n-aș îndrăzni să o spun, este de peste 4.000 de metri pătrați de pictură. Dacă luăm toate unghierile din
tot spațiul bisericii de aici. Dar dacă am realizat turla, vom realiza tot în tehnica mozaic, bolta centrală a bisericii, așa, unde de fapt se vor picta patru icoane reprezentative la fel, și anume Sfânta Treime, va fi pictată Maica Domnului Uranta, adică Maica Domnului în rugăciune, va fi pictat Sfântul Ioan Botezătorul și va fi pictată și icoana Adormirii Maicii Domnului. Acestea toate pe bolta centrală, urmând ca arcele și de la baza turlei mari să le facem tot în tehnica mozaic și stâlpii de susținere dintr-o parte și în alta, la fel, într-o altă formă, eventual îmbrăcați într-o marmură mai specială, mai frumoasă. Și catapeteasma sau tâmpla bisericii, cum mai este denumită, este în lucru la un atelier din Târgu Neamț, iar lucrările vor dura circa 2 ani. Este folosit lemn de tei, iar la final va fi acoperită cu o foiță de aur, o tehnică des folosită în lăcașurile de cult. Catapeteasma, noi suntem în finalizarea execuției de sculptură în lemn de tei, la un atelier de la Târgu Neamț, și ne-am gândit noi, a fost tot așa o dorință sfântă, cum a fost și pictura în mozaic, o dorință sfântă, unii poate au considerat o pretenție prea mare. Deci această catapeteasmă realizată, deci sculptată în lemn de tei, am dus-o la atelierile Resurrectio de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pentru a o acoperi cu această foiță, îi spunem noi, de aur, adică tehnica se numește poleire. Este foiță, într-adevăr, de aur, dar nu este o foiță așa, niște tăbli de aur. Este ceva foarte, foarte subțire. Această tehnică se folosește, s-a folosit mai de mult, se folosește și astăzi în toată lumea. Sunt deja în biserică două icoane importante ce fac parte din catapeteasmă. Și am realizat pentru bucuria noastră și a credincioșilor primele două icoane din catapeteasmă, care de fapt sunt și cele mai reprezentative, și anume icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și icoana Maicii Domnului. Dar modelul vedeți cum va fi. Și încet, încet, ea este programată pentru aproximativ 2 ani de zile de execuție. Pardoseala va fi acoperită cu marmură, iar părintele speră că până la hramul bisericii această lucrare să fie realizată. Avem toată marmura pentru întreaga biserică aici, numai că ne mai trebuie o parte din marmură prin care să facem anumite motive, să nu fie totul un unit totul. Partea centrală, un fel de cărare, așa, de altă culoare a marmurei și sigur și de alt preț. Apoi avem de făcut treptele acestea din fața altarului, podiumul acesta, soleia aceasta, cum se numește, treptele de la catapeteasmă și apoi Sfântul Altar. Sperăm să le realizăm acestea, Sfântul Altar, până în data de 4 iunie, când sărbătorim hramul catedrale, și anume Duminica Rusalilor. În ceea ce privesc resursele financiare, aproape tot ce s-a realizat până în prezent este din donațiile credincioșilor, iar preotul Postolachi spune că va cere sprijin și din partea autorităților. În momentul de față, ceea ce am realizat ca pictură au fost bani strânși de la ienoriașii noștri, de la credincioșii noștri. Fiecare, puțin, mult, cât a dat, știe Dumnezeu pe fiecare. Avem unii care au donat mai mult, așa, și am reușit să achităm, cum se spune, să fim la zi cu plata picturii până în momentul acesta. Sigur că de acum înainte vom face demersuri, până acum noi am făcut demersuri de finanțare a catedralei în tot ceea ce a însemnat lucrările de construcții, lucrările de finisări, cum mai avem și acum. Mai avem de făcut balustradele de la
de la treptele acestea ale catedralei, care sunt atât de mari totuși, dar așa a fost proiectul, ce să facem. De precizat este și faptul că se lucrează la catedrală din anul 2000. Clădirea are o suprafață de circa 600 de metri pătrați. Cel mai înalt punct este la 44 de metri înălțime și are două altare. Catedrala Pogorârea Sfântului Duh a devenit clădirea cea mai reprezentativă a Pașcaniului și este cea de-a doua biserică, după Mitropolia din Iași, ca monumentalitate și grandoare, având în vedere și demisolul bisericii, un spațiu multifuncțional pentru slujbe religioase, activități cu tineretul sau social-umanitare.